Comuna Rodna se pregătește deja să îmbrace hainele de sărbătoare dedicate Crăciunului și sărbătorilor de iarnă. Lucrările pentru montarea decorului de lumini sunt pe ultima sută de metri. Pe artera principală și nu numai au fost amplasate ornamente luminoase, astfel încât atmosfera de sărbătoare să cuprindă întreaga localitate, începând cu prima parte a lunii decembrie. În fiecare an am încercat că în perioada sărbătorilor și perioada de iarnă să înfrumusețăm cu iluminat festiv localitatea. Și în această iarnă am reușit să găsim resurse pentru a putea să ne ducem în continuare. Desigur că sunt încă elemente care nu sunt finalizate în localitate și încă nu pot pune în valoare în totalitate localitatea acest iluminat, dar în anii următori cu siguranță le vom finaliza și vom avea și un iluminat care să fie cireașa de pe tort pentru investițiile pe care le avem și aici mă refer la terminarea centrului civic și a trotuarelor care vor începe din primăvara anului viitor, pistele de biciclete și tot ceea ce mai avem de făcut pentru a putea să transformăm comuna așa cum ne-am dorit-o încă din începutul anului 2016 și prin proiectele pe care le avem în derulare la nivelul localității o să schimbăm în totalitate fața ei. De când se vor aprinde aceste lumini? Nu ați spus, că lumea așteaptă, vrea să știe, probabil. Un obiectiv pe care încercăm, din ce am discutat cu cel care ne furnizează serviciu, încercăm să finalizăm până pe 1 decembrie, din 1 decembrie să fie dat drumul, sau dacă din cadre motive nu o să putem să finalizăm până la 1 decembrie, de Moș Nicolae o să fie dat drum, adică undeva în 4 decembrie cel târziu trebuie să fie funcționale, deși totuși sper și cred că în 1 decembrie, de aia ne-am grăbit un pic, în 1 decembrie o să dăm drumul la iluminatul festiv. Mai așteptăm să avem și un pic de zăpadă și cred că lucrurile o să arate cu totul și cu totul altfel. Deși ne mai desparte puțin de acest final de an, primarul Valentin Grapini încă mai are multe informații și noutăți legate de proiectele de dezvoltare a comunei Rodna, proiecte și realizări cu un impact major atât pentru localitate cât și pentru zona arondată. Nu ne-am oprit deloc din a scrie, a depune și a pregăti noi proiecte pentru Comuna Rodna, acolo unde suntem eligibili și avem foarte mari șanse de finanțare. Astfel, în această toamnă s-au deschis linii de finanțare importante pentru ceea ce noi ne dorim la nivelul localității să realizăm. A venit și prima veste bună pe componenta locală, componenta C10, fondul local, a venit prima veste bună prin care am primit deja prima finanțare, urmează să semnăm contractul și să finalizăm licitația, să-i dăm drumul la investiție. O investiție care vine să aducă un transport public local în localitate pentru Rodna și Valea Vinului, un transport modern, inteligent, cu microbuze electrice, cu stații de încărcare electrice și cu stații de autobuz ultramoderne, prin care noi ne propunem ca cetățenii de la periferiile localității noastre să le creăm acest serviciu pentru a avea un acces mai repede și mai facil în centrul comunei pe perioada unei zile și totodată ne propunem ca prin acest proiect să încercăm, pentru că sunt două microbuze electrice, prin care ne dorim să realizăm și transportul pentru copiii care își desfășoară activitatea la liceele din împrejurime, adică la Maieru și la St. George Băi, precum și pentru copiii care își desfășoară activitatea din alte localități, cum ar fi Măgura Ilvei, la Rodna, peste deal, drumul este modernizat și putem să organizăm acest serviciu public care să vină în sprijinul cetățenilor, a tinerilor, în mod special și a bătrânilor care au devenit kilometri întregi ca să ajungă în centrul comunei la
diferite instituții sau acolo unde au nevoie, farmacii și tot ceea ce vor dânsii să ajungă în centrul comunei. Și atunci, având în vedere că punctajul a fost foarte mare pentru acest proiect, l-am și prins, urmează să-l implementăm. Și totodată am depus și alte proiecte în această lună și în luna precedentă. Am depus pentru anvelopare clădirilor multifuncționale, multifamiliale. Am depus un proiect pe anvelopare blocurilor, am depus un proiect pe AFM pentru clădiri, construirea unui ansamblu de clădiri pentru tineri specialiști care doresc să vină să își desfășoare activitatea la noi în localitate, cum ar veni un bloc. Și așteptăm și acolo să vedem dacă prindem finanțarea. Din punctul meu de vedere și a consultanților, nu trebuie să avem nicio emoție. Totodată am depus un traseu de 7,5 km de piste de biciclete pentru dezvoltarea turismului în zona rurală. Asta l-am depus acum de o săptămână și așteptăm și acolo în perioada următoare să vedem ce finanțare avem. Ce succes o să avem cu finanțarea, deși am întâlnit un punctaj aproape de maxim. Suntem pregătiți cu celelalte proiecte care se deschid în etapa următoare pe nou PNS și pe POR și totodată suntem în lucru de licitație și finalizarea licitațiilor pentru proiectele pentru care deja din primăvară am primit finanțare și avem contracte semnate și aici mă refer la centralele pe biomasă pentru care am avut săptămâna aceasta luni dimineața o videoconferință cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a putea finaliza licitația și să dăm drumul la investiția respectivă. Actualmente ne aflăm în a actualiza cu ordonanța 64 cele două proiecte și aici la fel centralele pe biomasă și campusul școlar, două investiții foarte importante pentru noi care vor începe din anul viitor în localitatea noastră și proiectul cu trotoarele, mult așteptatul proiectul cu trotoare care va prinde contur începând de anul viitor. Finalizăm în această toamnă ca investiții pe care le-am mai avut grădinița, pentru că avem vești bune de la AFIR în ceea ce privește grădinița și centrul civic. O să putem să recepționăm grădinița până la urmă și să facem tranșa de plată. La fel, drumurile forestiere sunt în pragul de recepționare, am avut și vizita în teren, avem ultima tranșă de plată care este aprobată și urmează ca în 15 noiembrie să primim banii, să facem plata către constructor, să le recepționăm și să fie în regulă. Se lucrează foarte intens la stația de captare și tratare a apei pe Valea Vinului și în această toamnă, și aici mă refer în luna asta, o să facem primele probe pentru a putea să dăm apa de pe Valea Vinului la Rodna și în satul Valea Vinului. Sala de evenimente deja se lucrează la exterior pentru a monta pavajul. Mai sunt foarte puține lucruri de montat în interior și aici mă refer la prize, candelabre și tot ceea ce mai avem acolo pe partea de arhitectură. După care trecem la montajul utilajelor și aici utilaje în componenta asta intră instalația de climatizare și aici sunt chillerile pentru că restul în construcție, instalația este trasă, tot ce înseamnă cablaj și tot ce înseamnă conductă de climatizare și încălzire este finalizată. Urmează doar să montăm chillerile și centralele, noi am luat centrale inteligente pe aer-apă. Urmează să fie montate în etapa următoare. Chiar astăzi am avut o discuție cu cei de la Electrica pentru curentul electric, care este foarte important și avem deja acolo ATR-ul obținut pentru a putea să aducem curentul electric până la sala de evenimente. O investiție destul de importantă și care se va finaliza pe bugetul de anul viitor, după care în primăvara anului viitor să finalizăm și dotările pentru acest obiectiv și să îl redăm cetățenilor, să facem primele evenimente în acest obiectiv. Deci ca și promisiune, în anul viitor sala de evenimente o să fie dată în folosință sau?
Rămâne de văzut cum decurge partea cu bugetul, până la urmă. Din punctul meu de vedere, dacă nu apar alte probleme, pentru că întotdeauna s-au găsit oameni de bine să încerce să încurce bunul mers a evenimentelor, eu spun că da, promisiuni am făcut în momentul în care am spus că o să construiesc o sală și acum promisiunea este îndeplinită. Rămâne să vedem termenii de finalizare, pentru că, așa cum am spus, în România zilelor de azi legile se schimbă de la o zi la alta și de foarte multe ori ne punem în incapacitatea de a finaliza la termenul la care am spus. Și atunci îmi rezerv acest lucru, dar se vede cu ochii liberi că construcția mai are nevoie doar de dotări pentru a fi finalizată și de montajul celor centralelor. Din punctul meu de vedere, spun că anul viitor facem evenimente, dar nu mă pot crampona deodată, pentru că am văzut că în România ultimilor 2 ani lucrurile au luat o întorsătură care nu este benefică pentru administrațiile locale. Mai mult, așa cum am spus, sunt și anumiți oameni de bine care nu-și doresc aceste lucruri să fie finalizate. Eu mă lupt și cu sistemul, cum s-ar spune, și mă lupt și cu acești oameni de bine care nu doresc ca apa de pe Valea Vinului să ajungă la Rodna și care nu doresc ca sala de nunți să fie finalizată prin acțiunile pe care le întreprind. Dar ce pot să le promit rodnenilor? Că tot ceea ce am început și voi începe, se vor finaliza cu sau fără voia acestor oameni de bine, pentru că eu am respectat legea și legislația în vigoare și nu poate să fie decât una de succes. Și atunci, că o să terminăm, nu o să terminăm în martie și o să terminăm în mai, dar ele se vor finaliza. Ca și alte noutăți pe care le avem, acum lucrăm la câteva proiecte pe care le doresc să le implementez în etapa următoare, și aici mă refer la infrastructura sanitară, pentru că, așa cum am spus, în 2020, noi o să devenim un centru regional până la urmă, în care îmi doresc să am un serviciu de urgență la Rodna. Și pe PNRR, în anul următor, când se vor deschide componenta de infrastructură spitalicească, o să depun un proiect prin care încercăm să aducem la Rodna tot ceea ce este necesar ca oamenii să aibă servicii de calitate din punct de vedere a infrastructurii sanitare. Totodată, pentru că această construcție, și aici fac o mică paranteză, această construcție de blocuri de specialiști prevestește următoarele investiții. Nu puteam să accesez în infrastructura spitalicească dacă nu aveam bloc de specialiști. Sunt legate cumva una de alta prin PNRR și atunci deja proiectul este încărcat, este o clădire în ZEB foarte modernă și ecologică, cum s-ar spune. În momentul în care avem finanțare acolo, putem să accesăm și partea din investițiile spitalicești, unde îmi propun anumite lucruri pentru cetățenii din localitatea noastră și nu doar. Pentru că sunt foarte multe lucruri care se vor schimba în Rodna în etapa următoare. Sunt obiective care vor ajunge în patrimoniul comunei Rodna, așa cum Valea Vinului, Casa Scriitorului, a ajuns în patrimoniul comunei Rodna și ceea ce era normal, așa o să ajungă în patrimoniul comunei Rodna încă 2 obiective, care astăzi unul este în administrare, doar și aici mă refer la centru de afaceri și va ajunge în anul viitor în patrimoniul comunei, deja are să fie a primăriei și a Consiliului Local obiectivul respectiv în totalitate și totodată toate obiectivele legate din gară. Gară și tot ceea ce ține de gară în anul următor, nu știu în ce perioadă, dar îmi propun ca până la jumătatea anului 2023 să fie și aceste obiective în patrimoniul comunei Rodna, conform legii care a apărut în această vară și toamnă cu normele metodologice, să ajungă, așa cum este normal, în patrimoniul comunei.
unde o să desfășurăm anumite proiecte în etapa următoare și unde o să aducem anumite servicii pentru cetățenii din localitate. Dar asta la timpul lor, să le vedem prima dată că sunt în patrimoniul comunei noastre și după care o să venim și o să anunțăm ce proiecte dorim să dezvoltăm în aceste două obiective, pe care eu deja le am creionate, dar o să le fac publice la momentul respectiv. Pentru Casa Scriitorilor deja am fost și am făcut primele intervenții. Am reușit să am o deschidere foarte bună la Centrul Cultural Bistrița, care ne-a sprijinit cu tot ceea ce este nevoie. Și aici mă refer informații, emiterea avizului că putem să facem lucrări acolo și ceea ce putem să facem în această perioadă, în locația respectivă. Și le mulțumesc foarte mult că au răspuns cu promptitudine și nici nu mă așteptam să avem repeziciunea cu care s-a întâmplat emiterea avizului și le mulțumesc frumos pe această cale. Am efectuat primele lucrări acolo de igienizare, de toaletare și de tot ceea ce punea în pericol acest obiectiv. Am finalizat împrejmuirea pentru obiectivul respectiv. În această săptămână sau săptămâna viitoare se vor finaliza, că deja am dus fibră optică pentru a putea să montăm cameri, să protejăm video acest obiectiv. Și până la sfârșitul lunii o să avem un obiectiv care este monitorizat video și pancarte cu accesul interzis pentru obiectivul respectiv până când o să terminăm implementarea proiectului cu care suntem deja în elaborare. La ora actuală avem contractată o firmă de specialitate de consultanță care ne pregătește tot ceea ce este necesar pentru a putea să implementăm proiect de categorie tip B în zona respectivă. Săptămâna viitoare o să avem cei de la o firmă acreditată pentru monumente de categorie tip B și A care o să ne facă reconstrucția tehnologică, cum ar veni, a celor două corpuri de la Casa Scriitorilor. După care o să vedem dacă este nevoie de o expertizare și eu totuși susțin expertizarea celor două construcții. Suntem în linie dreaptă cu ceea ce înseamnă SF-ul și proiectare și așteptăm linia de finanțare pe POR de data aceasta, care se vor deschide, cred că în decembrie sau ianuarie, februarie anul viitor, unde trebuie să fim pregătiți să depunem proiectul și să readucem la viață acest obiectiv foarte important, eu spun din 2016, de când am început să depun documente pentru a-l prelua, un obiectiv foarte important, nu numai pentru Rodna sau județul Bistrița sau, este un obiectiv foarte important pentru România, pentru că are o istorie foarte încărcată și este un obiectiv de referință al anilor 1800, și construit printr-o fundație de investiții la vremea respectivă a Casei Regale. Cu siguranță că obiectivul va fi unul de impact. Investițiile care la ora actuală se află pe Valea Vinului cresc din punct de vedere a atractivității a zonei și atunci acest obiectiv o să fie încununat, cum s-ar spune, de celelalte obiective și o să fie un fel de perlă a Văii Vinului, iar Cireașa de pe Tor trebuie să fie domeniu schiabil la care nu am renunțat și nu o să renunț în ruptul capului, pentru că acest obiectiv, odată găsită finanțare și implementat, o să aducă bunăstare locuitorilor din zona respectivă și aici mă refer nu doar la Comuna Rodna și ceilalți de la Șanț Maieru, pentru că într-un domeniu schiabil vin foarte mulți bani, într-un domeniu schiabil vin foarte mulți oameni și într-un domeniu schiabil, într-o asemenea investiție, toți cei care vor să întreprindă ceva o să fie bineveniți. Și aici mă refer de la micii meșteșugari, la cei care vor să pregătească masă, la cei care vor să pregătească spații de cazare, tot ceea ce înseamnă agroturism, spații de cazare țărănești vor fi puse în valoare și zona se va dezvolta. Este un obiectiv, așa cum am spus, la care nu am renunțat și nu renunț în ruptul capului, pentru că eu cel târziu în 2000
2024, în primăvara anului 2024, dacă lucrurile merg cel puțin din punct de vedere politic cum sunt astăzi, spun că pot să declar, și asta e o știre pe care probabil îi îndrăzneață să o spun, dar asta e, așa este în programul meu, în agenda mea, pot să depun documentele pentru a deveni stațiune turistică de interes național. Și atunci, cu noile investiții care apar pe PNS, pentru că PNS-ul este continuitatea dezvoltărilor în zona rurală, ceea ce actualmente era fostul PNDR, vine să aducă noi investiții atât din punct de vedere a privatului, cât și a autorității publice locale. Iar pe nou PNS deja am țintite 3 linii de finanțare pe care voi depune 3 proiecte pentru a rezolva în totalitate covoarele de uzură a infrastructurii rutiere în localitate. Sunt anumite străzi care au fost asfaltate din anii precedenți, adică înainte de undeva în anii 2010-2012, la care nu s-a mai intervenit încă pentru că au fost foarte multe străzi de asfaltat și foarte multe alte investiții de făcut, și atunci pe nou PNS depunem un proiect pentru reabilitarea străzilor care au fost asfaltate și refacerea cu covor asfaltic în totalitate. Și aici mă refer la străzile care sunt acum a Sportului, Cloșca, Horia, Crișan, Cimitirului și toate străzile care au și necesită intervenții majore pe ele. Acolo pe dezvoltare rurală merge foarte repede și o să le avem și aceste lucruri finalizate. Încă o noutate de care nu am vorbit de foarte mult timp, constructorul o să intre în execuția bazei sportive. Ne așteptăm ca cel târziu în primăvara anului viitor să înceapă investiția. Investiția este pe o durată de un an de zile și atunci asta înseamnă că în primăvara anului 2024 baza sportivă trebuie să fie finalizată la Rodna. Iar eu împreună cu colegi de-ai mei, împreună cu oameni din aparatul de specialitate a primarului, cu cei din conducerea Clubului Sportiv Mineru, facem toate demersurile să avem o echipă care va câștiga campionatul în Liga a 4-a, sau a 4-a, dar bine spun, și se va bate pentru a promova în Liga a 3-a. Asta ar trebui să vină la pachet în 2024 cu finalizarea investiției și cu promovare, pentru că odată cu investițiile pe care o să le finalizăm, sunt investiții care vor aduce foarte mulți bani la bugetul local și sigur că la vremea respectivă o să analizăm dacă Comuna Rodna, cu sursele proprii care are și cu sursele pe care o să le mai atragem, putem să ducem în Liga a 3-a și să susținem în Liga a 3-a o echipă de fotbal cu o bază sportivă modernizată.